De ce de multe ori Dumnezeu nu împlinește rugăciunea oamenilor când cer sănătate de la Dumnezeu? Omul, vedeți când iese la ananghie, omul crede că îl poate minți pe Dumnezeu. Și vă spun din capul locului, cu Dumnezeu nu se lucrează ca și cu oamenii. Dumnezeu nu este om. Nu-l tratați pe Dumnezeu ca pe un om și mai ales ca pe un om oarecare. Doamne, dacă mă faci bine, îți promit, Doamne, că eu devin cel mai bun credincios al Tău din biserică. n să mă mai vezi, Doamne, lipsind de la biserică. Nai să mă mai vezi, Doamne, că nu mai țin Sfintele Posturi sau ce am să... Toate faptele bune care sunt de făcut, eu le fac. Și promite omul. Bun, te-a vindecat Dumnezeu, da? Te-ai făcut bine. Și dacă te duci din nou la păcat și vine moartea peste tine și ajungi în iad, la ce ți-a folosit vindecarea aceea? Atât de greu ne este fiecare dintre noi să dăm mulțumire binefăcătorilor noștri. Poate de multe ori Dumnezeu nu așteaptă de la noi mare lucru, dar un mulțumesc că așteaptă de la tine. Și chiar binefăcătorului tău trupesc. Sunt oameni care uită binele pe care l-au primit. Și cel mai abject știi ce este? Că cei mai mulți se întorc exact împotriva binefăcătorului lor. Oameni care au fost miluiți, ajutați de cineva și devin vrăjmași omului acelui. De multe ori noi devenim vrăjmașii lui Dumnezeu care ne-a făcut atât de mare bine sau vrăjmașii omului care ne-a ajutat la necaz. Niciodată să nu uităm binele, fraților. Întotdeauna să fim recunoscători lui Dumnezeu și recunoscători binefăcătorilor noștri. Cât de mult prețuiește înaintea lui Dumnezeu mulțumirea. Niciodată n-am fost un om care să mă impresioneze, să umblu, să alerg după minuni, după... Nu, n-am nevoie de așa ceva, pentru că eu cred în Dumnezeu din toată inima. N-am nevoie să-mi confirme ceva sau cineva îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Și asta vrea Dumnezeu de la noi, să-l credem pe el pe cuvânt, că el poate toate. Unde, când și cum e problema lui Dumnezeu? Unde va face Dumnezeu? Cum va face Dumnezeu? În ce fel va lucra Dumnezeu? Nu mai e problema mea. Fericiți cei curați cu inima, că căci aceia vor vedea pe Dumnezeu. De ce nu-l vedem pe Dumnezeu aici între noi? De ce nu-l vedem pe Dumnezeu când ne rugăm? Răspunsul e clar. Aici e o problemă. Inima nu e curățită. Că dacă am avea inima curată, l-am vedea și l-am simțit pe Domnul, pe Mântuitorul sufletelor noastre. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul. Iubiți frați și surori, iubiți credincioși, dragi ascultători ai Cuvântului Lui Dumnezeu și toate sufletele care sunteți însetați după dragostea lui Dumnezeu, tuturor vă spunem slăvit să fie Domnul. Amen. Fraților, așa cum ați auzit de azi de dimineață în cântările atât de la slujba utreniei cât și de la Sfânta Liturghie, toate ne-au îndreptat privirile către Mântuitorul, către Domnul Isus Hristos, care este în mijlocul nostru. Toată slava, toată cinstea, toată mărirea, toată închinăciunea se cuvine numai lui. Pentru că el ne-a făgăduit că ori de câte ori ne adunăm în numele lui, el este în mijlocul nostru. Și aici, în mijlocul nostru, este Domnul. Și pentru că Domnul este în mijlocul nostru, îl rugăm pe el ca el să ne lumineze cugetele, să ne lumineze gândurile, ființa noastră interioară să putem pătrunde prin cuvântul lui Dumnezeu la adevărul dumnezeiești. Avem astăzi o Evanghelie care ne duce cu gândul la mulțumire. Și de aceea, special, am vrut să cântăm împreună cântarea aceea Tată Sfânt Mulțumiri. Mulțumiri pentru toate. Cât de grea este pentru om să aducă mulțumirea. Spune că Dumnezeu odată a făcut un mare ospăț în cerul și a chemat toate virtuțile, bunătatea, dreptatea, evlavia, bărbăția creștină, toate evlavile le-a chemat la masă și acolo două dintre ele nu se cunoșteau, stăteau așa, nu vorbeau între ele. Binefacerea și recunoștința. Și spune, dar voi de ce nu vorbiți între voi? Zice, nu ne-am cunoscut niciodată. Binefacerea și recunoștința. Cât de greu se pot întâlni aceste două lucruri pe pământ. Și mă gândesc așa, e o vorbă care spune, zice, mulțumirea e floare rară sau binefacerea e floare rară și ar trebui să fie o floare deasă mulțumirea, să o găsești pe toate plaiurile lumii acestea și în fiecare inimă de credincios acea mulțumire adusă lui Dumnezeu. Mergem la cuvântul Domnului. Evanghelia de astăzi este din capitolul 17 al Sfântului Evanghelist Luca, unde Mântuitorul trecea prin Samaria, printre Samaria și Galileea și spune că mergea spre Ierusalim, Mântuitorul, se îndrepta către Ierusalim. Și acolo, pe când intra într-un sat, nu ne dă evanghelistul numele satului, l-au întâmpinat zece leproși. Ei au stat departe. Știți foarte bine, poate auzind sau citind sau văzând diferite filme, știu care sunt despre leproși, ce boală nenorocită este lepra? O boală incurabilă. O boală care, pe lângă faptul că e contagioasă, este o boală care nu se poate vindeca. Și cel mai greu, se pare că acum s-a mai eradicat, nu mai există atât de mult răspândită, cu toate că mai sunt cazuri de lepră, dar foarte izolate și foarte, foarte puține. Boala aceasta se întâmpla o nenorocire. Putrezeai de viu. Pur și simplu, Putrezea carne pe tine. Deci era un cadavru viu cel lepros. Cel care era atins de lepră era condamnat la moarte, nu mai avea nicio șansă la vindecare. Vedeți, există atâtea bori incurabile. Numai când spui cuvântul cancer, te înfioară, că știi că este o boală care foarte rar se poate găsi pentru ea un leac. Sau dacă se găsește atât de a nevoie, se poate vindeca. De aceea, boala aceasta era atât de cutremurătoare. Când auzei că ți se pune stigmatul lepră și în Vechiul Testament, în Cartea Leviticul, acolo erau prescripții cum să fie văzută lepra, cum să fie identificată lepra de pe oameni, de pe, chiar de pe hainele oamenilor se mergea până acolo, erau niște legi sanitare în Vechiul Testament care țineau de curățire, ca omul să nu ajungă să se contamineze cu această boală grozavă. Asta este boala în ordine fizică. Acum, vieții oameni, vedeți ce spunea Vechiul Testament, vă citesc decât două versete din Leviticul, din capitolul 13, și spunea așa, leprosul, atins de această rană, să-și poarte hainele sfâșiate. Știți cum trebuia să umre leprosul? Cu hainele rupte pe el, să-l identifici erai obligat ca tu să nu mai porți haine normale pe tine. Trebuia să-ți hainele și lumea să știe că tu ești de prost să fugă de tine. Și unde umblă să fie cu capul gol? Nu avea voie să-și acopere capul. Să-și acopere barba și să strige. Și fiți atenți ce trebuia să strige. Necurat! Necurat! Deci dacă te întâlnești cu un om, nu trebuie să spui bună ziua. Sau slăvit să fie Domnul. Sau lăudăm pe Iisus. Trebuia să strigi necurat. De ce? Atenționa pe cel din fața lui, fii atent că dacă te atingi de mine, te contaminezi această boală incurabilă. Era o boală cumplită, atât din punct de vedere fizic, cât mai ales psihic pentru omul termina. Omul a trebuit să omle cu haile sfâșiate, să omle cu capul gol, cu barba acoperită, cu fața acoperită și ori de câte ori se întâlnea cu cineva, trebuia să strige necurat, necurat. Câtă vreme va avea rana să fie necurat și este necurat să locuiască singur, locuința lui să fie afară din tabără. Câte prescripții erau acolo, el nu avea voie să locuiască între oameni. Leproșii erau într-un fel de izolare totală, trăiau în niște comunități izolate total de comunitatea în care trăiau ei. Era ceva groaznic, o imagine care nu vreți să vă închipuiți, să fi văzut vreo 10 oameni așa care putrezeau de vii și care strigau, au zis, s-au întâlnit cu Domnul Isus, oamenii aceștia au îndrăznit să vină la Domnul Isus Hristos pentru că au zise de Domnul. În ce stare nenorocită? Vedeți, lepra este în Biblie egalizată cu păcatul. Lepra înseamnă păcatul în care trăim noi. În primul rând, lepra e contagioasă. Păcatul e contagios, să știți, se ia. Foarte repede păcatul se ia de noi. Vedeți cât de repede se ia păcatul? ca și lepra. Că lepra era o boală care nu se vindeca, păcatul nu avea vindecare. Până să vină Mântuitorul Domnului Isus Hristos din Sfânta Fecioară Maria să ia trup din preacurata Maica lui Dumnezeu și Maica noastră și să se întrupeze, să ia asupra Lui toate păcatele noastre, n-avea cine să ne izbăvească de păcat. Era lepra peste noi, lepra păcatului, care nu se putea vindeca cu nimic. Plata păcatului spune că este moartea. Și așa este, că toți murim trupește, dar mai grav era că muream sufletește. Și acum un om ca acesta, zi și noapte, trebuia să umble așa, să strige necurat, să umble, așa cum am descris aici din descrierea din Leviticul, zece oameni de genul acesta s-au întâlnit cu Domnul. Și au ridicat glasul și au zis, Doamne Iisus, învățătorile miluiește-ne, ai milă de noi. Vedeți, Domnul Iisus a venit în lumea aceasta, și am mai spus eu duminica trecută, n-a venit în mod special să facă minuni. Deci intenția inițială a Mântuitorului n-a fost să facă minuni, căci a venit în lume ca să mântuiască și să caute pe cei pierduți. Ăsta este scopul principal al Mântuitorului. A venit în lume pentru mântuire, dar ori de câte ori Domnul Iisus a găsit o rană, o durere, o boală, o suferință, n-a trecut nepăsător pe lângă ea. Și ce făcea minunea Domnului Iisus Hristos? Că minunile până la urmă nu sunt ceva extraterestru. Minunea restabilește normalitatea. Din leproși a făcut oameni normali. Din orbi a făcut oameni cu vedere. Din ciunci le-a redat mâinile sau picioarele. Deci minunea ce face? Restabilește, recreează ceea ce păcatul stricase în noi. Și acum oamenii aceștia au strigat la Domnul Iisus Hristos. Când i-a văzut Domnul Iisus, le-a zis, duceți-vă de vă arăta spre oților. Duceți-vă de vă arăta spre oților. Și pe când se duceau, ei au fost curățiți. De ce trebuia să meargă? Pentru că preoții aveau instrucțiuni foarte clare. Ei știau ce trebuie să facă dacă un om era bolnav de lepră. Trebuia să-l izoleze, nu-l vindecau, stați liniștiți, că nu putea să-l vindece. Dar luau niște măsuri profilactice, ca să nu mai contamineze și ceilalți care erau acolo în comunitate. Dar, vedeți ce face Domnul, duceți-vă de vă arătați. Duceți-vă înseamnă ascultarea, că ei dacă nu se duceau la preot, nu se făceau bine, să știți. Au ascultat de cuvântul Domnului Isus Hristos, știți ce ne-a scos pe noi din rai? Cel mai mare păcat care pe noi ne-a alungat din rai, în primul rând, păcatul primordial care este mândria. Și apoi la noi oamenii, Păcatul cel mai greu care ne chinuie și ne chinuie pe toți este neascultarea de Dumnezeu. Dacă oamenii ăștia nu ascultau de Domnul și nu, nu se duceau să se arate preoților, ei nu se vindecau, că spune cuvântul, pe când erau ei pe cale, s-au vindecat. Deci pentru faptul că au ascultat de porunca lui Dumnezeu, au primit vindecare. Și acum vă dați seama, când s-au văzut ei vindecați, au uitat de cel care vindecaseră. Dar unul dintre ei, care nu era de neam evreu, era samarinean, când s-a văzut el vindecat, spune, unul dintre ei când s-a văzut vindecat, s-a întors, preamărim pe Dumnezeu cu glas tare. Ce înseamnă să preamărești pe Dumnezeu cu glas tare? A trăi cu toții bucurii, da? Ei, când ai bucurie, parcă nu poți să taci. Parcă îți vine, cum zice psalmistul David, paharul meu este plin de dă peste el. Bucuria aceea care dă peste margini. Bucuria aceea că Dumnezeu te-a vindecat și plin de bucurie, cel de-al zecelea a plecat în drumul mare înapoi la vindecătorul său, la binefăcătorul său și în gura mare slăvea pe Dumnezeu, s-a aruncat cu fața la pământ și la pecioarele Domnului Isus și i-a mulțumit. Era samarinean. Vedeți, Sfântul Evanghelist Luca menționează, era samarinean. Și Mântuitorul a luat cuvântul și a zis, oare nu s-au curățit toți cei zece, dar ceilalți nouă, unde nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Ceilalți nouă s-au văzut vindecați, s-au văzut amăduiți și s-au văzut de viața lor. Vedeți de ce de multe ori Dumnezeu nu împlinește rugăciunea oamenilor când cer sănătate de la Dumnezeu. Pentru că eu am spus duminică la adunare după amiază, de ce? Spune în Evanghelie, în Cuvântul lui Dumnezeu, la Sfântul Iacob, în capitolul 4 pentru că cereți, dar cereți cu gând ca să risipiți în plăcerile voastre. Omul de multe ori cere sănătatea, dar nu o cere spre mântuire. Că dacă ți-ar da Dumnezeu sănătatea, de exemplu unui om bonlav, care îi dă Dumnezeu sănătatea, uitați-vă, exemplu, care e paritatea? Din 10, cât s-au întors? Unul din 10. N-ar fi trebuit toți 10 să se întoarcă, măcar atât să spune, Doamne Iisuse Hristoase, îți mulțumim că ai avut milă de noi, ca fi putrezit de vii, ca niște cadavre, și totuși nu s-a găsit decât unul să se întoarcă. De aceea vedeți că mulțumirea și recunoștința atât de rar pe acest pământ de găsit. Pentru că ceilalți nouă, odată ce s-au văzut bine și au continuat viața lor, omul, vedeți când iese la ananghie, omul crede că îl poate minți pe Dumnezeu. Și vă spun din capul locului, cu Dumnezeu nu se lucrează ca și cu oamenii. Dumnezeu nu este om. Nu-l tratați pe Dumnezeu ca pe un om. Și mă ales ca pe un om oarecare. Doamne, dacă mă faci bine, îți promit, Doamne, că eu devin cel mai bun credincios al Tău din biserică. n să mă mai vezi, Doamne, lipsind de la biserică. n să mă mai vezi, Doamne, că nu mai țin sfintele posturi sau ce am să... Toate faptele bune care sunt de făcut, eu le fac. Și promite omul. Vedeți, trebuie să ne gândim foarte bine ce ne iese pe gură. Nu face promisiuni mari lui Dumnezeu, că s-ar putea să nu te ții de ele. Și atunci noi când cerem, Doamne, dăm, scapă-mă, că dacă mă scap, și Dumnezeu nu te scapă, că știe că nu ești cu inimă curată. Vedeți, fac o, așa ca o paranteză. În fericirile de la Matei, capitolul 5, una din fericiri spune așa, fericiți cei curați cu inima, căci aceia vor vedea pe Dumnezeu. De ce nu-L vedem pe Dumnezeu aici între noi? De ce nu-L vedem pe Dumnezeu când ne rugăm? Răspunsul e clar. Aici e o problemă. Inima nu e curățită. Că dacă am avea inima curată, l-am vedea și l-am simțit pe Domnul, pe Mântuitorul sufletelor noastre. Și atunci am vedea ce trebuie să cerem de la El și cum trebuie să cerem de la Domnul. De aceea, de cele mai multe ori rugăciunile noastre care le adresăm către Domnul, ele rămân în așteptare. Dumnezeu vrea să vadă întâi de la noi pocăință și hotărâre. Nouă s-au dus pe drumul lor, s-au făcut bine și au văzut trupurile. Doamne, dintr-o dată vă dați seama să-ți vezi carnea ca naaman sirianu. Cine a citit Vechiul Testament știe de cine vorbesc. Tot așa era un general din armata Siriei care se îmbolnăvise de lepră. Și el s-a dus la omului Dumnezeu Elisei și citiți în Biblie toată istoria lui, nu vreau să vă repet aici din nou fiecăruia, pentru că avem fiecare în casa noastră Sfânta Scriptură și putem să citim acolo și să aflăm. Și s-a făcut bine când zice carnea lui, era ca unui copilaș. Era vindecat. Așa și oamenii ăștia nouă și cu cel de-al zecelea. Dintr-o dată vindecați de Domnul. Vedeți, noi am fost vindecați de Domnul de cea mai mare lepră numită păcatul. Dumnezeu ne-a curățit pe noi. Vedeți ce spune acolo cuvântul lui Dumnezeu, că leproșii trebuiau să umble descoperiți. Știți ce a spus Părintele nostru Adam când l-a întrebat Tatăl Ceresc după ce păcătuise? Unde ești, Adame? Zice, m-am ascuns că sunt gol. Vedeți ce face păcatul? Păcatul ne golește, ne dezgolește, ne dezvelește, ne schimbă, cum îmi spune în Roman, în capitolul 3, toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Acolo spune, toți au păcătuit. Dar eu e bine, mai e bine să spunem că toți am păcătuit, că toți am păcătuit. Nu există om pe acest pământ care să nu fi fost atins de această nenorocită de lepră care este păcatul. Și de aceea, pentru că Dumnezeu ne-a întrebat, de ce ești gol? De unde știi tu că ești gol? Pentru că omul nu mai vedea nimic în el. Vedeți ce face păcatul? Ne golește păcatul. Dacă citim în capitolul 3 din Apocalipsa, spune acolo când îi scrie bisericii din Laodicea, te sfătuiesc să cumperi de la mine haine și să-ți acoperi goliciunea, să nu se vadă goliciunea ta, rușinea ta. Care este îmbrăcămintea cu care să ne îmbrăcăm noi? Ce cântăm nu la taina Sfântului Botez? Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat din Galateni. Și apoi când, îi se dă, preot, când dă, preotului, dă preotul nașului luminare care o ține la botez, spune o cântare frumoasă la stran, dă -mi mie haină luminoasă, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, mult milostive Hristoase Dumnezeul nostru, haina aceea de care avem nevoie să ne îmbrăcăm, pentru că dacă noi am fost atins de lepra păcatului și umblăm goi, avem nevoie de îmbrăcămintea Domnului Isus care este dragostea lui Dumnezeu, cu care ne îmbracă El pe fiecare dintre noi. Goi suntem, de, ne despoaie păcatul, să știți, ne dezgolește. Vedeți, când a mers Mântuitorul la Gadara, spune că acolo erau acei doi îndrăciți, așa de grozavi. Erau că, spune că nici lanțurile nu putea să-i țină. Și mai descrie ceva cuvântul, tot al Evanghelistului Luca. Spune că umblau dezbrăcați. Vedeți, în ziua de astăzi a, a pierit rușine. Dumnezeu ne-a făcut haine, spune, după ce omul a păcătuit, a făcut haine de piele ca să-i acopere rușinea goliciunii. Acum, în vremea de pe urmă, a dispărut această parte, exact ca îndrăciția aceea. Oamenii. Preferă să omul mai mult despuiați decât îmbrăcați? Dezbrăcați și trupește, și gol și pe dinăuntru, de caracter, gol de tot ceea ce înseamnă bunul simț și respectul pe care trebuie să-l avem sădit în ființa noastră. De aceea, vedeți, Mântuitorul își pune această întrebare. S-au vindecat zece, dar al nouălea decât a venit, ăsta al zecelea decât a venit, restul unde sunt. Să știți că e foarte greu să primești mulțumire. De multe ori, să știți că. M-am uitat așa, uh, atât de greu ne este fiecăruia dintre noi să dăm mulțumire binefăcătorilor noștri. Poate de multe ori Dumnezeu nu așteaptă de la noi mare lucru, dar un mulțumesc așteaptă de la tine. Și chiar binefăcătorul tău trupesc. Sunt oameni care uită binele pe care l-au primit. Și cel mai abject știi ce este? Că cei mai mulți se întoarcă exact împotriva binefăcătorului lor. Oameni care au fost miluiți, ajutați de cineva și devin vrăjmași omului aceluia. De multe ori noi devenim vrăjmașii lui Dumnezeu care ne-a făcut atât de mare bine sau vrăjmașii omului care ne-a ajutat la necaz. Niciodată să nu uităm binele, fraților. Întotdeauna să fim recunoscători lui Dumnezeu și recunoscători binefăcătorilor noștri. Cât de mult prețuiește înaintea lui Dumnezeu mulțumirea. Dar dacă noi uităm, uităm să aducem mulțumirea lui Dumnezeu. Ne trezim dimineața din pat. Și ni se pare că așa ar trebui, da? avem două mâini, două picioare, doi ochi, suntem încă pe picioarele noastre, să știți că mulți oameni nu au lucrurile astea. Dacă aști noi să mulțumim că te-ai trezit dimineața din pat, alții nu se mai pot trezi. Alții zac într-un pat de spital sau într-un azil sau sunt ferească Dumnezeu la mâna altuia să-i spele, să-i ridice de acolo, să-i să, să le dea de mănânce, să mănânce sau să le dea o cană de apă. Și atunci nu suntem noi datori să mulțumim? Câtă mulțumire suntem noi datori să-i dăm lui Dumnezeu și binefăcătorilor noștri. Vedeți, apropo de mulțumirea aceasta care de multe ori în loc de mulțumire să primește altceva, vedeți, Dumnezeu ne-a făcut cel mai mare bine, ne l-a dat pe unicul său fiu, pe Domnul Isus Hristos și drept recunoștință noi ce am dat? Cuie, spini, cruce și moarte dureroasă la Golgota. Zice că odată un om era așa cum e acum iarna, era mai pe toamnă, a înghețat pământul și a găsit un șarpe cu care n-a apucat să se strecoare în pântecele pământului. Ce mi-e milă de el și l-a băgat la sân, să încălzească și el. Când a dat de căldură șarpele, ce credeți că a făcut? Și m-a mușcat de sân, e o vorbă. Șarpe încălzi la sân. L-a mușcat exact pe binefăcătorul lui. Vedeți, de multe ori, cel mai greu este să te întorci împotriva binefăcătorului tău, împotriva stăpânului tău. Uitați în Scriptură, spune că Domnul în capitolul 9, în capitolul 5, mă scuzați, la Evanghelia Sfântului Ioan a vindecat acolo un slăbănog, care era de 38 de ani slăbănog, 38 de ani zăcea pe un pat acolo lângă apa Betesdei și nimeni nu putea să-l facă bine. Și într-o bună zi a venit Mântuitorul acolo la Vitezda, la Betesda, l-a ridicat, l-a tămăduit, l-a făcut bine, i-a redat sănătate după 38 de ani și unde credeți că s-a dus omul ăsta? S-a dus la farisei și l-a părât pe Domnul Isus. S-a dus la farisei și l-a vândut pe Mântuitorul, binefăcătorul lui. Cum se întoarce un bine? De aceea vă spun că noi ca și creștini, ca și cei care am primit acest mare dar de la Dumnezeu, cu câtă mulțumire suntem datori înaintea Domnului. Și apoi spune, apoi i-a zis, scoală-te și pleacă credința ta te-a care a fost credința lui? Credința lui că a crezut în ceea ce a spus Domnul, du-te și te arată. El, dacă nu credea în cuvântul Domnului, și să mă duc la preot, de ce? Că doar știu că și preotul o să-mi spună că trebuie să-mi acopăr barba, să strigne curat, o să-mi spună ce trebuie să fac. Mare lucru nu, dar el a crezut în Domnul. S-a dus și pe când era pe drum, deci n-au apucat să se înfățișeze înaintea preoților, s-a făcut bine, s-a tămăduit, a crezut și pentru că a crezut, s-a făcut minunea. Vedeți, minunea întotdeauna se face atunci când se întâlnește credința omului cu puterea lui Dumnezeu. Fără credință nu se poate. Minunile le caută oamenii. Vedeți, omul ăsta n-a căutat o minune. Cei zecele leproși -au, au cerut milă de la Dumnezeu. Noi să nu căutăm neapărat să vedem minuni sau să, știu, să vedem în fața noastră mari lucruri, nu să le vedem. Și nici eu personal nu caut nu mă interesează, vă spun sincer, niciodată n-am fost un om care să mă impresioneze, să umblu, să alerg după minuni, după... Nu, n-am nevoie de așa ceva, pentru că eu cred în Dumnezeu din toată inima. N-am nevoie să-mi confirme ceva sau cineva, îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Și asta vrea Dumnezeu de la noi, să-L credem pe El pe cuvânt, că El poate toate. Unde, când și cum e problema lui Dumnezeu? Unde va face Dumnezeu? Cum va face Dumnezeu? În ce fel va lucra Dumnezeu? Nu mai e problema mea. Eu trebuie să cred și să cred din toată inima în puterea Lui vedeți, leproșii aceștia care și-au continuat viața, ei s-au făcut bine. Și unde i-a trimis Dumnezeu? Mergeți să vă înfățișați preoților la templu. Mântuitorul a spus o vorbă. Spune, vedeți templul acesta? Dărâmați-l și în trei zile îl voi zidi la loc. Acolo, în mijlocul lor, era unul mai mare decât templu. Mult mai mare decât templul lui Solomon. El era templul lui Dumnezeu coborât pe pământ. Cei, cei nouă s-au făcut bine trupește. Dar cel de-al zecelea s-a mântuit. S-a întâlnit cu mântuirea cu Domnul Isus Hristos și a vindecat și trupul lui, dar și-a vindecat și sufletul lui, care e mult mai important, fraților. Că degeaba primești o vindecare temporară pentru viața aceasta, dar ce folos? Bun, te-a vindecat Dumnezeu, da? Te-ai făcut bine. Și dacă te duci din nou la păcat și vine moarte peste tine și ajungi în iad, la ce-ți-a folosit vindecarea aceea? Spunea părintele Iosif Trifa, zice mai bine, bonlav în brațele Domnului decât sănătos în brațele satan, în ghearle satanei. Mai bine în suferință la crucea Mântuitorului, decât în desfătări și bine și să mor sănătos și să ajung în iad, în mâna celui rău și în fundul iadului. Dacă Dumnezeu ne îngăduie în viața noastră să trimită ceva, El știe de ce le trimite, pentru ce le trimite, care este scopul, important este ca noi să stăm în ascultare și în credință față de Domnul. Noi mulțumim Lui Dumnezeu din toată inima ne plecăm și noi înaintea Domnului Iisus Hristos ca cel de-al zecelea cu toată inima noastră și strigăm și noi îți mulțumim, Doamne Iisuse Hristoase, că pe noi niște păcătoși, niște nevrednici, niște leproși, niște răi, te îndura de noi, Doamne. Am strigat și noi la Tine, Doamne, din adâncul inimii noastre, că ne-am văzut lepra pe noi, păcatul din noi și Tu, Doamne, n-ai trecut nepăsător pe lângă noi și ne-ai ne-ai Doamne. De acum dă-ne putere, Doamne, să-ți mulțumim. Nu o zi, nu două, nu un an, ci câte zile vom avea pe acest pământ să putem să-ți mulțumim, Doamne Iisuse Hristoase, că te-ai îndurat de noi, de sufletul nostru și de viața noastră. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul Iisus.